Sâmbătă 12 ianuarie 2019 mă aflu în orașul Rădăuți, din județul Suceava, unde particip la expoziția colombofilă națională a FRSC pe anul 2018. Acum am deosebită plăcere să stau de vorbă cu un veteran colombofil și un multiplu campion, atât al țării cât și al zonei de nord a Moldovei. Este vorba despre domnul Hâș Viorel, din Volovăț, da? Vă salut, domn Viorel, ce faceți? Volovăț, județul Suceava. Suceava, de aici, din Suceava. Ce facem aici, cu ocazia de expoziție, nu? Expoziției naționale a FRSC, care s-a ținut în localitatea Rădăuți, la noi. N-a mai fost niciodată la noi expoziția națională. Un lucru deosebit, într-adevăr. Un lucru bun. Așa. Pentru colombofilii noștri din zonă. Ați rămas în continuare același om de bază aici, al zic, ați rămas în continuare același om de bază, am al colombofiliei din nordul Moldovei. Colombofilia la FRSC, la începutul înființării colombofiliei, colombofil sunt de mic copil. O moșteniți pasiunea asta de la cineva? Moșteniți, a fost în familie un unchi, doi unchi, care deci au porumbei. Ați crescut cu porumbei de mic. De la ei am deprins pasiunea. E o pasiune care nu mai pot scăpa de dânsa. Așa e. Deci de la 7 ani până la vârsta de 57, de 50 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Mă bucur. Cum a mers 2018 din punct de vedere colombofil sportiv? Sunteți mulțumit de rezultate? Bun, un an bun. Pentru mine a fost un an bun. Am 14 porumbei în expoziție. Aveți 14 porumbei, nu? La ce categorie? Bănuiesc că fond maraton, nu? Fond maraton și maraton, maraton extrem, este 900 de kilometri. Ruta de zbor cum a fost? Una bună, nu? A zburat mai mulți ani sau? Bun, da? Chiar a fost un an bun. N-am avut catastrofe. S-au pierdut și porumbei? Porumbei se pierd, care trebuie să piardă. Așa e, da. Porumbei buni n-au voie să piardă. Nu să fie. Este numai la o catastrofă. Accidental sau? Accidental, catastrofă, ploi. Da. Vânt din față. Așa e. Ca și origini, cu ce mai zburați acum? Cu ce porumbei? Porumbei origini, ne-am axat porumbei din afară, din Belgia. De unde v-ați adus? Olanda. Emil Denis, Jostoni, Kuipers. Și lucrați? Ați încercat să vă faceți o familie pe ei? Pe Hochmann. Da? Da. Păi lucrăm din generații. Acum pot să spunem că sunt porumbei lucrați. Da, îmi dau seama. Din generații nu mai sunt crescătorului, meritul crescătorului. Așa este. La performanță. Zburați mulți porumbei? Câți mai zburați astăzi? Porumbei am circa 530 de porumbei. 530 cu tot? Matcă, zburători? Tot cu matcă. Înseamnă că zburați ceva numeric. 90 de cupluri la matcă, ceea ce înseamnă 180 de porumbei. Restul zburători. Înseamnă că scoateți în jur de 300-400 de pui în fiecare an, nu? Cam așa. În jur de 400 de pui. Greu, e mult. Și cum vă descurcați singur? Pentru pui zburăm în țară, în jos, până la Brăila, Fetești. Și după aia, ca maturi, întoarceți spre Polonia? A doilea an întoarcem spre Polonia. Și nu întâmpine probleme dacă sunt... Nu? Nu? Dacă sunt zburați pe sud și după aia întoarceți nu pe nord? Există. Nu există. Nu? Așa ceva. Dacă zboară pe sud, a doilea an poți să zbori fără probleme în nord. Am înțeles. Nu se întâmplă nimic. O să zbori și în același an, și în sud, și în nord. Și cum reușiți singur să vă descurcați cu un asemenea numeric? Singur faceți totul sau mai aveți pe cineva? Mai am și angajați care mă mai ajută. Mai aveți, nu? Că e greu singur să stați de... Eu, când mai am timp, mai stau și eu cu el. În timpul sezonului trebuie să te ocup de ei, că altfel nu faci performanță. Cât timp vă permite să stați în timpul sezonului printre ei? 2 ore, 3 ore pe zi. Da? Stați, nu? Da. Și dimineața și, și seara. La școală dimineața, la 5:30, îi fac antrenament, după aia ne apucăm de muncă. Zburați văduvia? Natural? Nu, nu mai natural. Nu mai natural, nu? Nu mai natural, că dacă sunt mulți, este greu de zburat la văduvia. La văduvia este zbor porumbei puțin. Și nu întâmpinați probleme? Reușiți să-i țineți în formă tot timpul sezonului de concursuri? La natural? Mai ouă, femelele? Ținem mai... în regulă, că
dacă noi ținem, nu avem performanță. Da. Deci trebuie să-i ținem. Știu, altfel, cred. Din porumbei de zbor reproduceți înainte de începutul sezonului de concursuri? Nu. Nu, deloc? Nici la cei tineri de un an, iar lin să zic. Pentru asta am matcă de 180 de porumbei. A zis copuii de la matcă și de la zburătoare. Da. La porumbei, iar lin de un an, până la ce distanță vă duceți cu ei? Mergem chiar și până la maraton, peste da? 800 de kilometri. Îi jucați până la 800, nu? La un an, da. În primul an. Și? Care vine, vine, care nu? Deci selecție. Face selecție naturală, da. Mai ales eu. Dacă am mulți, trebuie să selectez. Așa, să-i rărească un pic. Așa e, da. Trebuie să ajung la 1000. Vă cred. Nu este bun. Familia ce zice? Vă sprijină în creșterea porumbeilor, e alături de dumneavoastră? Nu, ziceam un copil care îi plac porumbei. A, asta vă lăsați acolo. Familia, da, nu am probleme cu familia. Pentru anul următor v-ați făcut cuplurile deja? V-ați fixat perechele? Nu sunt puse la pereche. Îi puneți mai târziu, bănuiesc, nu? Da, la sfârșitul februarie. Îi punem la pereche. Dacă îi punem prea repede, scoatem iarăși prea mulți. Săptămâna aia când îi puneți și se aleg între ei, pune obișnuit la boxe, cred că e un chin, nu? La 90 de perechi. Nu, îi ținem la boxe fiecare. Închise? Închise. 3-4 zile, chiar o săptămână și după aia dăm după ce la boxe separat câte 2-3 boxe da. Până se obișnuiesc. Două săptămâni în regulă cu toți. Nu sparg ouă și asta la prima serie se mai spar, nu? Sau nu prea? Se mai spar, nu? Mai greșesc boxe, de se bag în alte boxe, mai spar, dar mai puțin. Domnul Hâș, la experiența columbofilă pe care o aveți de 50 de ani, nu? Da. Ce părere aveți? Ai nevoie și de noroc ca să ajungi campion? Și când îți trebuie norocul? Când ai nevoie și un gram de noroc. Da. Dar cel mai mult contează și hrana porumbeilor, și antrenamentul porumbeilor. Sănătatea bănuiesc, nu? Și antrenorul, cum să spun, columbofilă. Sunteți un antrenor bun? Ce ziceți? Nu pot să mă laud eu, dar așa, cât de cât. Păi da, după rezultatele pe care le aveți, eu zic că... Să mă descurc, cât de cât. Mai învățați în fiecare an din greșeli? Mai faceți și acum greșeli? Mai din greșeli, mai înveți din greșelile la alții, mai... Așa e. Așa e în columbofilie. Pentru anul două... Trăiești în columbofilie, tot învățăm. Tot învățăm, așa e, domnul Fiș. Dar n-am mai știut-o nici pe asta. Tot învățăm. De la 2019, ce planuri v-ați făcut? Ce v-ați dorit să obțineți? Ce rezultate? 2019, cred că o să avem ședință cu clubul, cu membri, o să stabilim planul de zbor. Vrem să zburăm anul ăsta o etapă de maraton extrem, undeva la 1200, peste 1200 de kilometri. Dar sunteți încrezători, pentru că știți ce păsări aveți acasă, nu? Știți deja rețeta, știți cum îi pregătiți? Acum trebuie pregătiți și la concurs cu ei. La concurs cu ei. Lada face selecție. E cel mai bun selector, Lada, nu? Selector este cu mașina de transport. Data viitoare, când o să mai ajung pe aici prin Moldova, o să fie mai cald puțin, că acum e zăpadă mare afară și frig. Da, la noi este de regulă cam polul nord. Da, e mai rece aici. O să mă autoinvit și pe la dumneavoastră să facem o filmare în crescătorie. Știu că aveți o volieră foarte frumoasă, niște păsări de mare calitate. Așa, trebuie să fie și loc pentru ei. Așa e. Da. Și o să trec și pe la Volovăț să facem o filmare, domnul Fiș. Așteptăm cu drag. Vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Vă felicit pentru rezultatele obținute până în acest moment, pentru această carieră columbofilă de succes pe care o aveți și vă doresc în continuare în 2019 și în anii următori multă baftă. Și eu vă doresc multă sănătate, mulțumesc. Cu stimă, domn Viorel, numai bine. Numai bine.